Hei și salutare lumea, aici Robi și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta filmăm de pe contul lui EdiX1 de pe serverul rpg1.bizon.ro. Ne aflăm într-o casă și încerc să-mi dau seama ce Dumnezeule mare este asta, dar încercând să-mi dau seama m-am și buguit, așa perfect. Ia să vedem mă ce e aici sus, chiar sunt foarte de asta sală mă. M-am prins. Interiorul acestei case este una este un interior foarte fain, cred că este casa lui, casa nivel 999. Hai să ne dăm seama unde eu cred că se află casa aia vis-a-vis de sex shop-ul ăla din Los Santos. Ia să vedem. Noi lângă Palomino, cred că lângă Palomino, cred că ce șmecher e casa asta. Mamă, îmi place foarte mult cum ți-ai făcut casa, un interior foarte unic. Un interior foarte șmecher, dacă aș putea zice. Băi băieți, v-aș ruga din toată inima să apăsați butonul de like dacă vă place acest episod. Nu știu, dați-mă în butonul ăla, zdrobiți-l, rupeți-l, dați-mă în el, rupeți butonul ăla de like și un share să vadă și prietenii voștri. Haideți să mergem cu această mașină faină NT04 Eddy din Neamț, aproape de județul Suceava, unde sunt eu, foarte fain. Județul Neamț, deci Căfăman, bine. Județul Suceava e lângă Bistrița, județul Bistrița, Neamț, Botoșani. Și mai era, da, am uitat. Cam așa. DS sunt Robi, ziceți salit, aici Robi, contra 5 din Paramedics. Contra acești paramedics, că ziceți salit, aici Robi, ia zi dacă ne cunoaște cineva pe serverul ăsta RPG1. Vreau să facem câteva healuri bestiale pe aici, să vedem și noi ce se întâmplă, ce nu se întâmplă. Uite aici ambulanța live. Nu, ce live bro. FVS, ia să alegem o mașină de rang 4, paramedics ranger. Paramedic Stranger, Mihil. Ia să dau aici un duty șmecheros ca să fie bun. Bro, ia să-l temăm băi băia ce facem. Căfă bro, cum te simți azi? Bine? Nu mă bag în seama. Of. Hai să plecăm, mergem la CNL Los Santos. Cât era heal și rehab, că parcă aveam aliație, cred că cu Southern Pim sau... cred că Southern Pim sau... Oricu SVC, oricu Southern Pim. 50 heal, bun. 50 de dolari și 3 care rehab. Ok. Deci vom da pe 50 și pe 3 ca... Perfect. Haideți să mergem fain frumos la CNL Los Santos și să preluăm câțiva clienți de acolo. Cred că ați observat că episodul ăsta îl filmez mai seara, așa. De ce? Pentru că vecinul ăla pe care îl cunoaștem toți, dă în continuare cu bormașina. Adică vecinul a început să rupă bormașina la un moment dat. Să vă explicați, eram ca orice om la baie. Și nu puteam să ies la baie, cred că știți de ce. Și în timp ce eram eu frumos acolo la baie cu gândurile mele, cu telefonul în mână, îl aud. Pe nenea vecinul, dar nu cu mașina era doar, era și cu flexul. Bă, deci simțeam cum chiuveta se rupe în două, simțeam cum pereții se prăbușesc, simțeam, nu știu, deci simțeam, nu vreau să spun ce simțeam, mă simțeam mai urât ca la cutremur, mă gândeam, uite, atâta asta mi-a fost sfârșitul, se rupe WC-ul în două. Doamne, deci a fost un moment în care eu m-am gândit dacă voi mai trăi. Adică gândiți-vă voi să stați frumos în baie și să vină unul cu bormașina, cu flexul, să dea drumul, să facă, să ieși aspiratoare pe fundal, mașini de spălat se freacă, se frece toate. Și domnul ăsta îmi jură aici pe slash că dacă o singură dată te mai bagi, ai warn.
Sper că ai înțeles. Bun. Sper că o înțeles. Așa. Bun. Hiluri. La ambulanță. Robi filmează. La ambulanță, Robi filmează. La ambulanță. Heal slash rehab. Ia să vedem cine vrea, cine nu vrea. Eu cred că bea, nu vrea. Zi, bro. Heal slash rehab. Heal 29-50. Yeah, 4 puncte. Bă, frate, faci și tu maratonul ăla, bro. Păi așa nu-ți faci maratonul. Ai acolo de făcut un maraton, nu pe bro. Ai de făcut aici un maraton și din câte am văzut pe stand de maraton, oricum am făcut, am reușit să fac tot maratonul și 1 și 2. Dar aici eu ca helper nu mai trebuie să răspund la câteva întrebări și am și făcut aia, plus că mai vând chestii, mai cumpăr și se adună foarte ușor. Ia adun toate punctele alea, adun dimineață. Acum revenind la subiectul de episodul trecut, legătură cu dacă se merită sau nu pro, având în vedere că avem niște premii de 10k, 30k, 10 puncte de respect, 30 de puncte de respect. Din punctul meu de vedere, dacă am stat și ne-am... uitarea asta, ne-am putea da seama că nu se merită pro, mai ales că dai 5200 de gold doar pentru 20 de puncte de respect în plus și 20 de cam, mi se pare un preț prea piperat, nu știu, eu aș fi optat pentru 200 de gold, dar mai mult nu, deoarece pur și simplu și economia asta din punctul de vedere al goldului este una foarte, sau de uite că ăsta nu a dat repair, accept. Repair 467, accept. Repair 467, dar nu mi-a dat repair. Ah, ba da, am acceptat, accept refill 467, perfect. Bun, ia să vedem cine mai vine. La ambulanță. Nu e nimeni aici momentan. Ia uite pe domnul PD-ule, vrei heal? A, da, heal slash rehab, bro. Heal slash rehab, ia zi, hai zi, cu ce te pot ajuta? În fine, revenind la aia, nu se merită să vă luați pro, am colegi helper, un coleg helper deja și-o luat nimic la DS. Mai vezi că se întreabă dacă vrea medic. Păi asta am întrebat, dar ce faci, bă? Man, vezi că se întreabă dacă vrea medic. N-am înțeles ce vreau să-mi zică, continuăm. Ia să vedem cine mai vrea heal de aici, heal. Vreți heal? GPT viață mai bună. Vă dau viață. V-ați prins, dacă dați G aveți o viață mai bună, adică v-am mărit viața. Fac și niște glume, mamă. Bă, da, ăsta dă mașina mea prea mult dă mașina mea. Uite că acum au început ce ai umor, mamă, te să mă uit la ai umor. Ce s-a întâmplat? Mamă, bă, era punctul culminat la emisiune, dar pana mea. În fine, hai să căutăm client service calls, că văd că nu... Nu sunt cereri afișate. Ce am putea face? Accept medic 17. Ia. Yeah. Dăm drumul la sirena. Vrum. Hai dă-i. Către clientul nostru, stăpânul nostru. Hai că trebuie să mergem repede după client. Clientul nostru nu mai are mult de 3, trebuie să ajungem. Ia uite-l și pe ăsta. Bă, da, deștept ești, fratele meu. Deștept. Bă, deșteptule, ce ești tu deștept? Când are cineva sirena pornită, tu te dai din calea lui. Și în viața reală scrie clară legislație. Doamne. Bă, Sampo ar putea fi și un joc în care te puteai educa, din punct de vedere rutier, dacă n-ar exista oameni care n-ar merge regulamentat. Cum am fost eu acum de o... Ia uite și pe asta. Că vine ambulanța. Ambulanța are voie și pe contrasez cu sirena pornită. Dar cine mă să respecte regulile? Eu! Eu nu, frate, eu am BMW, nu respect regulile. Ia uite-și pe ăsta, pac, ia uite. Pa.
s-o pus și Africa în mijlocul străzii, în fine. Hai să ne apropiem de clientul nostru și dăm repede heal, că nu mai are mult de trăit. Hai, 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 vrum, vrum, vrum. Am schimbat sunetul la girofar, vedeți? Vedeți? Tac, 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 tac. Comutăm dintre sunete. Cred că se află la jobul cu Ari Walker. Cine știe dacă s-o fi rănit acolo când făcea jobul de carieră. Poate o fi căzut în macara peste el. În macara aia de la jobul de cu Ari Walker. Cred că o știe toată lumea. În fine, băi băieți, doresc să vă urez un weekend plăcut, mai ales acum pentru cei de 8-a care au simulările peste o săptămână. Vă urez baftă! Vă urez multă, 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 multă baftă, mai ales la matematică. Că la română, ca română, dar la matematică e... Hai că ajungem acum la client. Facem aici un drift. Of! Of, of! Te ajut acum! Duty! Slash medic! Repud, hai! Heal rehab! Heal un 16-50. Mevi! Mai stai cu fal! Să fac poză! Pătă thumbnail! Că sunt Robi și filmez! Să fac poză pentru thumbnail. Medic. Nu, mamă, 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 ce bine arată. Pac. Ce șmecher arată. MS, respect, bro. Se văd acolo două mașini și doi jos cu accidentat, da. Baftă, bro. Baftă, bro. HVH, G, să-ți dau și ții heal. Să repar echipa nouă. 4 nouă. Accept. Repair 4 nouă. 3 heal slash rehab. Perfect. Accept heal 4 9 3 50. Baftă, bro, accept și refill. Hai că am deja refill. Măsă. Ne-am oprit, sirena, mergem înapoi la CNN, l-o se întors, mai dăm câteva heal-uri, după care ne transportăm înapoi de unde am plecat, la noi, la situl nostru de la Paramedics și evident vom încheia episodul, dar până una alta vă propun să mergem până la CNN, să mai dăm câteva heal-uri, deoarece așa este bine. Sunt foarte entuziasmat datorită faptului că mi-am reparat bicicleta și mă pot plimba foarte mult, iar ieri m-am plimbat până când am dat un deal și... La dealul ăla a trebuit să trag pe dreapta, că pur și simplu eu la dealuri, mai ales că Suceava este, cum să vă zic, este pe mai multe coline, dacă am putea zice, mai multe dealuri și când ajung la un deal de ăla, bă, mă rupe în două acel deal și vă zic de pe acum, nu-i deloc ușor. Dacă stai în București, aia e mai ușor, că e zona de câmpie, e zona aia mai... Dacă stai în zona aia, nu știu, și Craiova ar fi într-un fel, zona aia, câmpia română. Dacă stai în zona aia, e mult mai ușor cu bicicleta, că n-ai zonă de deal. Ai drum plat, dar la noi stăm aproape de munte, stăm... Ba, e zona de podiș, e zona de podiș unde stau eu. În fine, hai să nu vă mai aud geografia, cred că v-ați săturat de geografie. Pentru cei ce sunt 8-a, voi cred că ați ajuns la popor. Gata, gata, gata. Nu mai zic nimic de geografie. Haideți să mergem la CNN și să dăm câteva heal-uri la băieții noștri, dar aici au nevoie de viață. Toți abonații noștri au nevoie de viață. Toți merită o viață mai bună. Deci că sunt Gabriela Firea, toți merită, sau Liviu Dragnea, toți merită o viață mai bună, votați PSD. G, bro, pătă, heal. Bă, doi un heal. Raport, cât aveți mai raport aici la rang 5? Raport, 33, ai deja raportul. G, bro, g. Hai, frate, tu din FBI, de ce nu dai G? Chiar așa, mă, băieții din FBI aici sunt răi? Chiar așa de răi sunt băieții din FBI? Pa! Gă, hai să băgăm aici un ad ca să vadă lumea că filmăm. Peste câteva...
Imediat se postează un nou episod pe canalul rrrobibizon.ro/robi. Pe, uai, câte secunde? 660 de secunde. Hai, scutește-mă, pe RPG 330 de secunde. Pe ad. 30. Dar chiar cine e proprietarul a CNNLS PSR Star Row? ID Row? Ia să vedem. Jucătorul nu-i conectat. Mamă. Bun, haideți să intrăm fain frumos în asta și să mai dăm câteva hiluri, băi, prietenilor, dar văd că nimeni nu mai vrea, nimeni nu-i dornic de o viață mai bună aici, pe RPG 1. Drive în safe zone este interzis, să ai mai multă grijă, dar ce-am făcut, frate, eu nu m-am atins de nimeni. Chiar așa, uite, mă uit aici la umor și nu fac o găină. Mamă, frate, dar toți nebunii vin la emisiunea aia, din te-am văzut. Mai sunt, mă, câteva numere faine, dar asta vine unul, mă, și fac o găină în fața lui Bendeac. Mă. Doamne. Bun, se pare că nimeni nu mai vrea heal. Asta înseamnă că noi vom chea aici acest episod, dacă v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, un comment pentru întrebări sau sugestii și tocmai ce am spus de conduceți prudent și frumos când eu mă izbesc în stâlp și merg cu două roți și pe contrasens, mamă. Hai, Robi, vă pupă dulce. Dacă v-a plăcut, uite să apăsați butonul de like, un coment pentru întrebări sau sugestii și subscribe dacă doriți să dau curent cu data notățe și pentru videoclipuri noi și share la și prietenii noștri. Noi ne vom vedea data viitoare la noi episod. Nu uitați că Robi, vă pupă dulce. Bye.